A trecut aproape o săptămână de la spargerea dată printr-o explozie la un bancomat din Brașov. Hoții au furat peste 150.000 de lei, dar anchetatorii nu au până acum niciun suspect. Misiunea lor este cu atât mai grea cu cât autorii jafului aveau cagule pe față în momentul atacului. Oamenii care locuiesc în zonă spun că trăiesc cu teamă și cred că hoții vor fi foarte greu de prins. Sediul băncii atacate este și acum sigilat. Procurorii fac în continuare cercetări în speranța că vor strânge lanțul în jurul hoților. Misiunea însă e grea. Localnicii cred că hoții erau profesioniști, având în vedere modul în care au dat atacul. Au știut dinainte, au venit la fix, au plecat, au luat banii și valea, cred că au trecut granița. Degeaba îi caută pe aici, prin zonă. Deci nu se găsesc imediat. Cred că durează un pic. La acest moment nu există suspect sau inculpați în cauză. Există suspiciunea că a fost introdus gaz în bancomatul respectiv, după care a fost aprins, lucru ce a provocat explozia. Noi locuim aici de mult timp. Se adună foarte mulți taximetriști. Uitându-mă pe geam așa, n-am văzut taximetriști de aici, mulți, ca altă dată. Deci s-au pus la punct toate. V-a fost de unde? Poate și asta. Un pic. Jaful a avut loc pe data de 29 decembrie în jurul orei 3 dimineața. Trei indivizi mascați au dislocat atunci din peretele unei agenții bancare un bancomat prin explozie. Hoții s-au făcut nevăzuți și au luat cu ei și peste 158.000 de lei.